ce anotimp poate fi mai potrivit pentru a testa autonomia unei mașini electrice decât iarna. Așa că avem la test noua Mazda 100% electrică, modelul MX-30. Acesta este un model interesant, pentru că deși prefixul MX ne duce cu gândul la Roadsterul MX-5, aici avem un crossover cu forme de cupe, cu motor electric și o baterie care asigură o autonomie de 200 de km. Această autonomie este calculată pentru regimul de condus mixt. Dacă este condusă doar în oraș, Mazda MX-30 ajunge la o autonomie de 250 de km. Rămâneți cu noi pentru că în momentele care urmează vă vom prezenta cele mai importante detalii despre noua Mazda MX-30. De la Mazda se bazează pe presupunerea că o baterie relativ mică, cu o autonomie de doar 200 de km în regim de condus mixt, este exact ceea ce au nevoie mulți clienți care vor o mașină electrică. Mazda numește acest lucru ride-sizing, iar rezultatul este lansarea pe piață a modelului MX-30. Prima Mazda electrică se bazează pe cea mai recentă platformă Skyactiv Vehicle Architecture, care a fost dezvoltată pentru tracțiunea electrică pură și care se regăsește, de exemplu, și sub modelul CX-30 cu propulsie convențională. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că dimensiunile crossover-ului electric sunt aproape identice cu cele ale SUV-ului cu propulsie convențională. Din punct de vedere vizual, Mazda MX-30 se încadrează în limbajul de design Kodo al japonezilor. Crossover-ul compact împrumută câteva indicii de design de la CX-30. Partea laterală are o linie curată și un acoperiș înclinat în stil coupé. Cu toate acestea, MX-30 are și câteva elemente proprii față de alternativa pe benzină. Grila frontală este mai mică, farurile LED alungite sunt și ele ușor modificate, iar montantul C introduce inscripția Mazda în relief. Luminile spate cu LED au o formă rotunjită care arată foarte bine. Absența unui montant B rigid face ca mașina să arate spectaculos. Ușile din spate tip freestyle sunt o preluare de la modelul RX-8 și îi conferă modelului MX-30 un aspect mai elegant. Portierele spate sunt mai mici și se deschid în direcții opuse, ceea ce facilitează accesul în interior. Cu toate acestea, deschiderea lor se poate face doar după ce ușile din față au fost deschise, ceea ce înseamnă că ocupanții locurilor din față vor trebui să coboare întotdeauna primii pentru a face loc pasagerilor din spate. MX-30 oferă un spațiu amplu deasupra capului și suficient spațiu la picioare pentru șofer și pasagerul din față. Pe banchetă, spațiul este la limită, dar două persoane adulte nu vor sta înghesuite. La interior, noul Mazda electric se distinge de restul gamei Mazda. Pe MX-30 există un nou schimbător de viteze, un ecran tactil suplimentar pentru comenzile de climatizare și o superbă consolă centrală plutitoare, cu spațiu de depozitare în spatele acesteia. MX-30 introduce chiar și un material neobișnuit în mașinile moderne, pluta. Folosirea acestui material are dublu sens și face trimitere la istoria Mazda, care și-a început activitatea acum 100 de ani ca producător de plută. Materialul din care este confecționată partea de sus a portierelor față este realizat din sticle de plastic reciclate, iar țesătura textilă a scaunelor include material reciclat. Plasticele negre și elementele de fixare din aluminiu alcătuiesc și ele cea mai mare parte a consolei centrale, iar ambele materiale se simt robuste și plăcute la atingere. În partea superioară a bordului se află un ecran de 8,8 inch pentru sistemul de infotainment, în timp ce un alt ecran tactil mai mic, de 7 inch, se află mai jos pe consola centrală. Acesta este folosit exclusiv pentru comenzile de climatizare. De asemenea, mai există un instrumentar de bord digital de 7 inch. Afișajul principal este un ecran non-tactil care rulează interfața Mazda Connect cu posibilitatea de conectare la Apple CarPlay și Android Auto. Sistemul de infotainment poate fi accesat prin intermediul unui controller rotativ montat pe consola centrală. Structura meniului este logică, iar controllerul face ca navigarea să fie foarte simplă. Propulsorul pur electric al modelului Mazda MX-30 produce 145 de cai putere și un cuplu de 265 Nm. Acesta este asociat unei baterii de înaltă tensiune de 35,5 kWh brut, ce îi asigură o autonomie de aproximativ 200 de km regim mixt WLTP, care devine aproximativ 250 de km în ciclul urban. Din punct de vedere statistic, 200 de km
kilometri ar fi suficienți pentru majoritatea călătoriilor zilnice, dar din punct de vedere psihologic, acest lucru înseamnă că libertatea de mobilitate în afara orașului este oarecum limitată. Cu toate acestea, cu o planificare atentă a traseelor, urmărind cu grijă locurile unde se află stațiile de încărcare și păstrând o viteză constantă, MX-30 poate fi condus lejer și la drum lung. Experiența de condus este absolut pozitivă. Vibrațiile de la transmisia electrică nu sunt perceptibile la interior, motorul trage bine și livrează puterea în mod egal. Cu un sprint 0 la 100 de km pe oră de 9,7 secunde și o viteză maximă de 140 de km pe oră, plimbările în limita de viteză legală în oraș sunt principalul obiectiv pe care crossover-ul le răsplătește cu un consum mediu de aproximativ 19 kWh la 100 de km. MX-30 are o putere de depășire amplă sub 100 de km pe oră, ceea ce îl face suficient de VOI pentru oraș. De asemenea, are o distribuție bine echilibrată a greutății, iar acest lucru îi permite să vireze agil și spontan. Prima Mazda electrică de serie are o suspensie ce oferă un amestec perfect de confort și sportivitate. Mașina trece fără probleme peste denivelări și este silențioasă. Motorul electric nu produce practic niciun zgomot în comparație cu motorul cu 4 cilindri al lui CX-30. Chiar și pe autostradă, zgomotul produs de vânt este abia sesizabil. Poziția înălțată permite o vizibilitate bună în față, în timp ce forma de cupe îngreunează vizibilitatea prin lunetă, dar pentru asta există camere și senzori care ajută la manevrele de parcare. MX-30 are un sistem de frânare regenerativă în două trepte, reglabil prin intermediul padelelor montate pe volan. Cele două padele pot fi folosite pentru recuperarea energiei la decelerare, așa că șoferul abia dacă va trebui să folosească frâna convențională. În plus, se pot obține câțiva kilometri în plus la autonomie. La o priză convențională de uz casnic, MX-30 are nevoie de 12 ore pentru a se încărca complet și de 7 ore pentru intervalul 20-80%. Încărcarea la o stație obișnuită durează aproximativ 5 ore și jumătate, pe când la o stație de încărcare de 50 de kW durează aproximativ 40 de minute pentru ca bateria să ajungă la 80% din capacitate. Cu ajutorul unui smartphone și a aplicației My Mazda, șoferul poate accesa informații diverse despre autonomie, nivelul de încărcare și timpul rămas, localizarea vehiculului, a stațiilor de încărcare și comanda de la distanță a aerului condiționat. La testul de impact, Mazda MX-30 a obținut 5 stele din 5. Mașina vine cu o gamă foarte cuprinzătoare de echipamente de siguranță, precum frânarea automată de urgență, avertizare la părăsirea benzii de rulare, asistență la menținerea benzii de rulare, control adaptiv al vitezei de croazieră, monitorizarea unghiului mort și asistență pentru faza lungă. De asemenea, sistemul de asistență aplică ajustări ale direcției atunci când mașina iese de pe o bandă. Mazda MX-30 este un crossover electric elegant, cu o dinamică pe care o aștepți de la o Mazda modernă, un interior excentric și caracteristici excelente. În ceea ce privește prețul, MX-30 în echiparea de bază costă de la 33.490 de euro TVA inclus, în timp ce modelul din imagine, fiind în echiparea GT Plus, care adaugă mai multe caracteristici, îi ridică prețul la 37.090 euro. Este bine de știut că prin programul Rabla Plus se poate obține un discount de aproximativ 10.000 de euro. Foarte important pentru cei care vor să-și cumpere această mașină, pentru orice model Mazda MX-30 nou achiziționat, Mazda, în parteneriat cu NG România, oferă un wallbox, stație de încărcare pentru acasă, cadou.